înainte de a prezenta invitații, înainte de a vă mulțumi pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi într-un moment așa important pentru ziua de astăzi, o să rog pe Sfinții Părinți să încească o turcă de pomeniri și de mulțumire, după care o să vă spunem fiecare câteva cuvinte și la urmă o să vă invităm pe toți să vizităm această clădire, da? Tămâieța Cinție, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasă, într-un cucească pe care într-un altarul Tău, ce mai presus de celor, trimite-ne nouă, Doamne, harul prea Sfântului Bunului, de viață, pătătorului Tău, Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe soantele împlinești, vițierul bunătăților și dătătorul de viață, vinoși și de sărăciuiești și dumnești, ne curățești și până de toată înfinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără dregile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ce pe noi ne ispită, cine izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către născătoare de Dumnezeu, acum cu o stârte să alergăm noi păcătoși și smereții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului, Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Grăbește că perim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce pe robii tăi în deșert, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După tăcea născătoare de Dumnezeu, pururea spune putere tale noi nevrenicii, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi smăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfinte Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluie, Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte, Dumnezeule, Sfinte, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pace din suși, pentru mântuirea sufletului noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce credință cu evlavii, cu frică de Dumnezeu, întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru noi, preațul nostru episcă Ioachim, pentru cița preoții mișcătorul Hristos, diaconii mei, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru bună întoamirea văzduhului, pentru înveșurile noastre, pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să sfințească abateasla cu puterea, cu lucrarea, cu pocărea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să se bucoare vestea abateasla, lucrarea cea curățitoare, trimite cel mai presus de fire,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru ca să trimitem har, izbăvirea și binecuvântarea Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru toți care au trebuință de ajutor de la Dumnezeu folosință, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ca bunul Dumnezeu să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale prin gustarea și stropirea cu această apă, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește. De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și înălțimea Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel mare, într-o sfat și mânat în lucruri făcătoare, toată făptura cea văzută, cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primești lacrimi, cel de umiliță, ale tuturor cel din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu norocinea fricășând pe noi, ci dând adevărata tămădurii trebuie și zicând, iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești, încă și din tine, ai făcut ochi sănătoși, poruncile să sperie prin cuvânt, ai făcut să slujească lumina, cel ce oprești valurile patrimi în cel potrivit și potolești marea această dată a acestei vieși îmblânziri, poruncile cel greu, de purtare al plăcerului însă și viitor de oameni împărați, ce ce ne-ai dat nouă, să purtăm veșul luminat ca zăpada din apă și din Duh, și acum trimite har prea sus de viață, Făcătorul tău Duh, care sfințești toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea sfântului bunului de viață, Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite har prea sus de viață, Făcătorul tău Duh, care sfințești toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu această apă, trimite-ne nouă binecuvântarea ta, care spără întinarea patru, și rugăm, cercetează neputința noastră bunule și tămăduiește cu a ta milă toate bolile ce însuflete și trupește. Pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântare stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și purerea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață Făcătoare Cruci, pentru rugăciunea tuturor sfinților tăi pomeniți. Plătește izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, până cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea sfântul bunul de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeule al îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce sunt asupra robilor tăi acestora și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși, Doamne, căzând înaintea ta îți mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată ta iubire de oameni și milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi. Și ai vrednicită să împlini cererile așa și de acum înainte, învrednicește să sporească în dreaptă credință, în dragostea credinței și a către aproapele și într-o toate faptele cele bune. Și adobândele tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i pe ei toți și pe noi de toată reaba întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și învrednicește-le, Doamne, pe toți totdeauna să grăim și să cântăm ție, până de început al tău, Părinte, și prea sfântului bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai binevoit, a intrat să facă brământul vameșului Zaheu și te-ai făcut mântuirea lui și a toată casa lui. Însuți, Doamne, și acum păzește nevătămați de toată răutatea pe cei ce locuiesc aici, aduc ție rugăciuni pe noi evrenicii robii tăi și binecuvintează pe ei. Și așezământul acesta și păstrează, Doamne, totdeauna viața lor nebântuită și dăruiește-le cu destulare toate bunătățile spre folos prin binecuvântarea ta.
Că să gândim toată slava, cinstea și închinăciunea până cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul bunul de viață, făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, caută acum cu noi despre rugăciunea noastră, nevrednicilor robi ai Tăi, și trimite harul pe Sfântului Tău Duh peste acest un de lemn și îl sfințește ca să fie pe sfințirea acestui așezământ spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a puterilor de la diavol. Cu Tine și El care binecuvântezi, sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm, până cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu preasfântul bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila Ta, rugăm-ți, iau și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru Dumnezeu, care s-a ostenit la acest locaș Costache, Gelu, Valentin, Lucian, Costel, Dragoș, Gheorghe, Florin, Viorica, Maria, Maria, Neculai, Vasilica, Marlena, Lidia, Daniel, Cosmin, Dragoș, Remulus, Costică, Ghiță, Costel, Dan, Neculai, Neculai, Ioan, Tudorel, Viorel, Sorin, Costică, Gianin, Andreea și Gabriela. Încă ne rugăm să păzească așezământul acesta toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărie altor neamuri, de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plâns și lesn, neiertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, și să îndepărteze, să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de la lumânarea dreaptă care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi, te milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești, ție slavă înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască înăuntru mulți ani! Tuturor celor care s-au ostenit pentru ridicarea acestui așezământ, Dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, bucurie, fericire, într-o toate bună sporire și îi păzește. Într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-o mulți ani. Într-o mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți. Pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani fericiți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dă slavă lui Dumnezeu, mulțumim pentru toate, mulțumim că ne-a dăruit Bunul Dumnezeu o zi cu soare, cu lumină, pregătim florile și aveți aici în spate încă o floare, dacă putem să spunem așa, din punct de vedere educațional. Și ne dăjduim cu ajutor de la Cel de Sus să aducem bobocei mai mulți în acest frumos așezământ și cadre care să ducă, să plinească această muncă extraordinară pe care o faceți aici în comunitate cu domnul primar și cu toți cei care sunt implicați, cu domnul Valentin, pe toți cei care dumneavoastră cunoaște, domnul prefect, domnul deputat, să fiți sănătoși și spor în continuare. Doamne ajută! Vă mulțumim! Mulțumim, Părinte! Înainte de a vă spune câteva cuvinte despre motivul întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să vă prezint o parte din invitații noștri. Domnul deputat Costel Dunava, fiul al satului, prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, de asemenea fiul al satului, inspector școlar general adjunct al județului Bacău, doamna Ana Maria Egarmin, oameni care au sprijinit și sprijină în continuare toate proiectele și acțiunile noastre în vederea modernizării și dezvoltării comunității noastre. De asemenea, avem lângă noi pe domnul Petrică Donea, Done, ziarist, Tabacău de Economici, corespondent al ziarului de așteptare, de asemenea, fiul
al satului, prietenul nostru de la Exclusiv TV, domnul Eugen Mungureanu și echipa, constructorul acestui obiectiv, fără de care nu am fi putut fi prezent aici, domnul Daniel Diaconița, reprezentat de domnul Cosmin, părintele Dulhac Marcel, parohia 1 Scurta, părintele Nădejde George Daniel, parohia 1 Orbeni, reprezentantul Inspecției de Sat în Construcție, domnul Strugarul Romulus, căruia îi mulțumim pentru tot sprijinul acordat, prezent lângă noi aici. Domnul director al școlii coordonatoare cu clasele 1-8 Orbeni, domnul profesor Mihail Hârdea, șeful postului de poliție Orbeni, domnul viceprimar, consilieri locali, colegi, cetățeni ai satului Scurta și Orbeni, preșcolari, elevi și cadre didactice, de fapt care sunt beneficiarii de drept a acestei investiții. Au răspuns invitației noastre și vreau să le mulțumesc din tot sufletul pe această cale domnului profesor Drâmbă Ion și doamnei învățătoare Drâmbă Tasica și doamnei profesor Țugui Georgetan, nu știu dacă o văd printre noi pe aici, oameni care și-au dedicat toată viața formând oameni. Le mulțumim pentru întreaga activitate și le dorim multă sănătate. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi împreună astăzi, 14 aprilie 2022, o zi importantă în viața comunității noastre, la recepția de la terminarea lucrărilor de construire la al cincelea și nu ultimul obiectiv de investiții finanțat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin programul de dezvoltare locală PNDL2, și anume construire grădiniță cu 3 săli de grup în satul Scurta, comuna Orbeni. O construcție cu săli de clasă spațioase, luminoase, dotate cu mobilier. În momentul de față nu este aici mobilierul, este achiziționat, dar este la celelalte două instituții, unde își desfășoară deja activitatea copiii, rămânând ca în vară, după ce se termină anul școlar, să aducem obiectul din mobilierul aici și din toamnă activitatea să desfășoare în această clădire. Așa este dotat, așa cum am spus, cu mobilier și tot ce trebuie, unde se pot ține anumite evenimente, toalete moderne, cu absolut tot ce are nevoie un copil și care îndeplinesc toate normele europene, o cancelare, centrală de încălzire proprie și o instalație de încălzit modernă și, în ultimul rând, o curte la fel de spațioasă. Aici unde suntem noi am semănat gazon, în curând vom monta și diverse jocuri pentru copii. Iar în spate avem o livadă superbă a școlii, un lot didactic experimental, cultură super intensivă de măr în sistem ecologic, înființată în anul 2019 cu sprijinul domnului profesor universitar dr. Ioan Viorel Rații de la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău și directorul stațiunii de cercetare SC Fructe SRL. Am și eu plasat un popor aici, nu? Da. Ați fost și dumneavoastră prezent atunci. Responsabil, nu, toate s-au prins 100%. Responsabil din partea școlii fiind doamna profesor Răudana, beneficiare fiind preșcolarii și elevii din satul Scurta. După cum se observă, infrastructura educațională locală s-a înnoit și modernizat an după an. Cele mai noi obiective de investiții în infrastructura educațională au fost realizate și date în folosință în folosul și pentru educarea tinerii generații. Școala numărul 3 Scurta, grădinița cu 3 săli de grupă în satul Orbeni, sală de educație fizică școlară în satul Orbeni, grădinița cu 3 săli de grupă în satul Scurta, obiective realizate la standarde moderne cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL2, respectiv Compania Națională de Investiții, cu cofinanțare de la bugetul local, sprijinit fiind de parlamentarii PSD Bacău și prin deputatul domnul prezent aici, domnul Costel Dunava, și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, cărora le mulțumim. De asemenea, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL2, au fost realizate încă două obiective de investiții necesare comunității noastre. Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în satul Orbeni, comuna Orbeni, în incinta cărui funcționează pe lângă medicul de familie și un cabinet stomatologic. Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în satul Scurta, comuna Orbeni, în incinta căruia funcționează pe lângă medicul de familie o farmacie și în curând va fi funcțional un cabinet de recuperare medicală, fizioterapie, kinetoterapie. Pentru viitor ne dorim și sper să reușim să înființăm la Scurta un centru medical de permanență care să asigure asistența medicală 24 de ore din 24. Este un moment emoționant pentru mine. Suntem la un moment în care putem oferi copiilor noștri ceea ce e mai bun. Să le oferim investiții de care se vor folosi mulți ani de acum înainte. Școala este tărâmul culturii și ne-am dat mâna pentru a găsi cele mai bune soluții pentru ca actul educațional să se desfășoare în cele mai bune condiții. Dovadă este realizarea acestor obiective atât de necesare. Să le folosiți sănătoși mulți ani înainte și să folosiți în viață tot ceea ce învățați aici.
Avem școli, grădinițe, sale de educație fizică școlară noi, moderne, care le asigură elevilor și cadrelor didactice condiții optime pentru desfășurarea orelor de curs. Pentru a îmbunătăți condițiile de desfășurare activității educaționale în această perioadă, au fost racordate la rețeaua de caz metan școala cu clasele 1-8 Orben, grădinița Orben, sala de educație fizică școlară, a fost implementată rețeaua de internet și achiziție echipamente pentru creșterea gradului de conectivitate a copiilor și cadrelor didactice în sălile de clasă, sunt depuse proiecte pentru creșterea gradului de participare a elevilor din satele Orben și Scurta la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT, și aici e număr școala gimnazială Orben, numărul 1, școala gimnazială Scurta, școala primară numărul 3 Scurta, și pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ, nominalizând școala gimnazială cu clasele 1-8 Orben. În această perioadă, dacă ați observat, la școala numărul 3 Scurta au început lucrările la un alt obiect de investiții și vorba de amenajarea curții interioare. Lucrările pentru extinderea și efectuarea de branșamente la rețelele de gaz naturale atât în satul Orben și Scurta continuă pe toate străzile unde au fost și vor mai fi solicitări. Lucrările privind realizarea unui sistem de alimentare cu apă, extindere rețele pe străzile Bradului, Gura Pârâului, Unirii, Școlii, construire puț captare și rezervor de 200 de metri cub în zona Biserica Cioca. În același timp, pe programul operațional Infrastructură Mare se lucrează intens la proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare. Realizarea 3 foraje de mare adâncime, stații de clorinare, stații de pompare, construire rezervor de 500 de metri cub. Astfel, cred că vom rezolva problema apei în satele Orben și Scurta. Pentru a asigura siguranța și securitatea dumneavoastră în această perioadă, se lucrează la implementarea unui sistem de supraveghere video atât în satul Scurta cât și în satul Orben, unei vor fi montate în intersecții, pe drumul principal, în zonele unde se aruncă tot felul de gunoaie, un număr de aproximativ 40 de camere de luat vederi, aplicație la care va avea acces 24 de ore din 24 atât poliția cât și celelalte instituții abilitate ale statului. Nu am uitat nici de infrastructura drumurilor în cadrul programului de dezvoltare local Angel Saligny, program finanțat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, unde au fost depuse un număr de 4 cereri pentru a obține finanțarea în vedere modernizării, asfaltării mai exact, a aproximativ 85% din total drumuri comunale, locale și străzi din satele Orben și Scurta. Aici, în această curte, în curând vor începe lucrările de construire și dotare a unui obiectiv de investiții necesar dumneavoastră, cetățenilor din satul Scurta și nu numai, un obiectiv cultural și vorba de construirea unui cămin cultural chiar undeva aici în stânga. Un obiectiv ce va fi finanțat de Compania Națională de Investiții. Toate aceste obiective realizate, în curs de realizare sau cele care vor fi realizate, vor conduce cu siguranță la modernizarea și dezvoltarea comunității noastre. Și în acest film, cu siguranță, toți cei plecați în afara țării vor reveni cu drag acasă. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru sprijinul de care ați dat dovadă și vă asigur că alături de colegi, de echipa de consilieri locali, de firma de consultat reprezentată de domnul Vasilică Țuvui și de conducerea școlii și celelalte instituții de pe raza comunei Orben, alături de domnul deputat Dunava Costel, de domnul prefect al județului Bacău, de conducerea Consiliului Județean prin președintele Valentin Ivancea, de doamna inspector general, consider că vom reuși. Vă doresc multă sănătate, succes tuturor copiilor la școală, ca de didactice le mulțumim pentru tot ceea ce se întâmplă în activitatea de zi cu zi a școlii, iar începând cu anul nou școlar, cei care sunt arodați în această zonă își vor desfășura activitatea sau vor începe activitatea în acest imobil nou, dotat, corespunzător și cred că după ce o să-l vizitați, cu siguranță o să vă placă. Mulțumesc tuturor! Dacă sunteți de acord, o să ascultăm și câteva cuvinte din partea domnului deputat, doamna inspector general școlar. Doamna inspector, vă rugăm! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit într-un loc nou și pentru că întotdeauna ceea ce este nou ne place tuturor, și mari și mici.
Și pentru că întotdeauna ceea ce este nou trebuie însuflețit, nu poate fi, zic eu, un context mai fericit decât acesta în care însuflețirea a ceea ce avem aici lângă noi, noua grădiniță, se va întâmpla prin râsul, prin desenele pe care copiii le vor face din toamna aici. Este o situație fericită, acest moment în care se face un pas prin construcție mai întâi, prin construcția nouă, ulterior, spuneam, prin intrarea fraților voștri, da? Intrarea voastră în această grădiniță și, bineînțeles, a cadrelor didactice, pentru că lucrurile, așa cum știm, nu se fac fără oameni. Fără oamenii satului, fără ajutorul părinților și disponibilitatea părinților în a participa la educația voastră, la formarea voastră, dragi copii, și, bineînțeles, în efortul și disponibilitatea autorităților locale de a face lucruri noi. Insist pe ideea de nou, pentru că în jurul nostru sunt atâtea situații în care vorbim despre clădiri de școală învechite, uzate, care nu mai corespund așteptărilor noastre, ale dumneavoastră și ale societății actuale, așa cum așteaptă fiecare. Felicitări pentru ceea ce ați făcut, felicitări pentru ceea ce veți face, pentru că șirul investițiilor clar continuă. Doamne ajută să fim sănătoși, să ne bucurăm de spațiile mai vechi sau mai noi. Doamne ajută să ne să intrăm așa într-o normalitate, cum ne place să spunem, în ultimul timp, în așa fel încât să ne gândim că de foarte multe ori șansa tuturor în viață este educația. Dacă aici începem cu desenul, cum spuneam, cu muzica, cu relaționarea cu doamna și cu colegii, cu ceilalți preșcolari, ulterior sunt pași mai grei pe care viața îi va aduce în fața voastră și pe care, în mod sigur, cu sprijinul celor din jur îi veți face. Felicitări, Doamne ajută! Deci eu, da? La voastră și propun să încheiem că... Da. Deci mie mi-e revine onoarea să încheiem. Sunt politicieni. Așa, într-o... Așa, pe domnul director, eu vreau doar să-i mulțumesc domnului primar atât pentru invitații și pentru faptul că îmi dă ocazia să vin acasă. Să știți că vin din ce în ce mai rar în Orbeni și când vin în Orbeni, evident că mă regăsesc și între voi, așa cum sunteți mici, știu că și noi am trecut prin această perioadă și cred că cu nostalgie îmi amintesc că știu așa de bine drumurile de pe aici încât nu vă puteți închipui. Mă bucur că alături de mine sunt și prietenii mei și echipa PSD Bacău, prietenii mei Lucian Bogdanel, prefectul județului, și mă bucur că a ajuns în locul natal, doamna inspector general, că a ajuns în locul în care m-am născut și de Costel nu zic că sunt tot din această zonă. Este îmbucurător faptul că, știți, cuvintele, nu știu, transmit o anumită emoție. Dar să știți că faptele fac diferența. Iar ceea ce se întâmplă astăzi, se întâmplă și în Orbeni și nu numai, că am mai fost în altă parte, în altă localitate și s-au văzut lucruri realizate, face diferența. Faptul că an de an sunt lucrări care se finalizează, care în această perioadă atât de complicată pentru toată lumea, pentru că nu putem spune că e o perioadă simplă, e o perioadă în care am trecut prin COVID, o perioadă în care spectrul războiului ne apasă pe toți și stârnește oarecare îngrijorare la nivelul întregii țări. Uite că în județul Bacău, în comuna Orbeni, în comuna natală a mea, se construiește. Și într-adevăr se construiește într-o formă în care, fără ajutorul echipei, atât a gospodarului Costel Popa, cât și a echipei Consiliului Local, a celor care au participat la această investiție și nu numai, dar și a echipei județene, a echipei centrale, mă refer deputat, senator, uite că ușor, ușor se fac pași importanți în ceea ce înseamnă modernizare a infrastructurii și educaționale, și rutiere, și, bineînțeles, și de apă și canal. Nu vreau să vă rețin foarte mult. Eu mă bucur încă o dată că o să-i spun mamei că a fost aici, o să trec și pe la ea și se va bucura că
Dabă ai reușit să ajung. Îi mulțumesc încă o dată domnului primar pentru invitație și nu în ultimul rând îl felicit pentru faptul că este un om extrem de ambițios și foarte răzbătător, gospodar, care chiar vrea să facă ceva pentru comunitate și chiar face. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Contrar formării profesionale, o să cer să fiu foarte scurt, deși noi ăștia de română avem un mare defect și dumneavoastră, ca nu-l mai amintesc. Ne aflăm într-o ocazie fericită, așa cum spunea doamna inspector școlar general, înființarea noii grădinițe din satul Scurta. Înființarea acestei grădinițe, prin noua construcție, onorează astfel promisiunile făcute de către autoritățile locale în campania electorală care a trecut și sunt făcute în spiritul preocupării continue pentru ceea ce înseamnă viitorul acestei țări. Am mare încredere că pe băncile acestei grădinițe, ghidați de mâinile pricepute ale colegilor mei, vor trece noile generații care, peste ani, vor face cinste acestei comunități. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor pentru tot ce se întâmplă aici și nu numai aici, pentru tot ce se întâmplă la nivel de investiții, construcții și ce mai avem noi în derulare și cele care au fost finalizate. După cum am spus, este al cincilea obiectiv realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Fără sprijinul echipei prezente aici, nu cred că aș fi reușit. Dar prin eforturi susținute, vedeți și dumneavoastră că la tot ceea ce ne-am angajat, lucrurile au căpătat o anumită formă și chiar formă finală. Ne bucurăm că următorul an școlar această construcție va primi noi bobocei în condițiile pe care v-aș ruga, dacă sunteți de acord, să intrăm, să vizionați ceea ce de fapt și de drept îi așteaptă pe copiii noștri aici. Mulțumim frumos pentru tot sprijinul acordat, să vă dea Dumnezeu sănătate și dacă tot se apropie sărbătorile, să aveți parte de sărbători liniștite și cât fericite și multă sănătate. Vă rog dacă sunteți de acord.